Previously on Rovine. Avem un țânțar, uite, pot să-l lichidez, că m-a ciupit de genunchi. Am urât cu liceul ăsta, tău. Intră-i noaptea! Am terminat! Deja e o obișnuință să postăm noaptea. Noaptea târziu. Foarte târziu. Când Roxa doarme. Nu, dar prietene. Chiar crezi că te las să faci emisiunea asta singur? No, bine. Tot doi prezentatori și la ora asta târzie. Oi, bai. Așa e cu celebritatea asta. Ce ne mai place. Adevărul e că de când cu emisiunea asta, parcă lumea pe stradă așa se uită altfel la mine. Atunci că am trebuit să modific așa un pic felul cum arăt, cum mă îmbrac, cum merg. Alo, domnul, ce-i cu mersul ăsta? Că aici nu-i mall, e Kaufland. Nu vă speriați, așa merge și acasă. Se tot antrenează de ceva timp și cred că începe să iasă. Momentan îl las așa, să vedem cum evoluează. Bine, în speranța că nu va ajunge așa ceva. Bună, Andreea, ce faci? Mă gândeam că poate ieșim în seara asta. Ce faci tu, gagii, tu? Auzi? Bag disarul în suc în tine, ha? No. Nu o să ajung așa. Uitați-mă un pic la mine. Par prost? Nu pe bune acum. Nu așa că am o față așa de om inteligent? Ciudat. Foarte ciudat râsul tău. Nu, mă, Bubu, nu e râs ironic. Sună un telefon? Da, e mama ta. Păi dă-mi să vorbesc cu ea. Ne cerem scuze. Emisiunea va apărea după terminarea conversației. E și luni o zi. Bine, mami, hai că am treabă, te-am pupat, pa, pa. Mami, pa, pa. Mami, da te rog, mami, ai grijă de tine, mami. Mama, mănâncă sănătos, ai grijă de tine, mama. Ai, te rog, mama, pa, mami, pa, 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 mami, pa, pa, te pupă, mama, bine, mami. De obicei mă enervez foarte rar. Adică nu prea ai ce face să mă scoți din sărite. Și totuși sunt anumite situații în care pur și simplu nu pot să mă stăpânesc. Situații ca, de exemplu, cea din vainul următor. Jumătatea de emisiune deja este gata. Așa cum v-am obișnuit, urmează tradiționala rubrică cu vainuri internaționale. All the hot guys are either taken or gay. I am right here! This is awesome! Please slow down, I can't keep up. No way, you just keep running. Please stop! Dude, chill out! Fuck. Can't tie your shoes? I can't tie my shoes, but I can fuck your bitch. Hey man, you mind if I hit that? Yeah, sure. Thanks. Four! What the fuck are you doing, Smoking's man? Smoking's bad for you, dumbass. A typical family dinner. Can't you use your shirt like a normal boy? I got the most fabulous new shoes. Oh my god, shut up, those are so cute. Precious. Oh my god, he ate Patricia. Patricia was a bitch anyways. Did you see that dress she was wearing? Who are you? Oh, you have amnesia. I'm your husband. I'm gay? Oh, I'm robbing you. Stay. Who are you dreaming about? You? Gay. Just checking. Hey man, that's a really nice shirt. Oh, thanks. Such a nice guy. Where's one of my... It's Sarah! She said she had a great time last night and she can't wait to see you again. Man, you must have done a good job. You see these two bottom shelves here? Those are my shelves. That top shelf up there, that's Gary's shelf. Dacă stau așa și mă uit la mine, nu par gras. Mă uit de multe ori seara în oglindă și cred că la nivel de subconștient îmi impun să cred asta. Și cu gândul ăsta mă trezesc a doua zi. Și ca să-mi păstrez optimismul, încerc să evit situații de genul ăsta. Good game, man. Yeah! Let's do pants! Let's do pants. Hey, what do you mean do pants? Mie personal nu mi-au plăcut niciodată farsele. Multe dintre ele le găsesc de prost gust și pur și simplu nu le am la inimă. Înțelegeți voi imediat. Farsă,
inimă. Eu nu sunt gamer. Adică m-am jucat și eu așa câteva jocuri, da? Nu mă pot considera un gamer în adevăratul sens al cuvântului. Cred că te poți numi cu adevărat un gamer doar în momentul în care ai spart cel puțin o tastatură din cauza unui joc. Sau măcar odată ai trecut printr-un moment tandru cu ea. Asta e ultima mea replică din acest episod, dar vreau să vă spun repede că iubesc vara. Iubesc vara, iubesc căldura, iubesc marea și da, trebuie să recunosc, mie îmi place foarte mult litoralul nostru. De aceea, anul următor, mie personal îmi creează o stare de nostalgie. Așa, în sfârșit am ajuns. Haideți băieți, o poză cu tigrul, domne, 10 lei, o poză cu tigrul. Nu mă interesează, domne, cât. Haideți, dacă nu vreți cu pisicul, tă poza cu tigrul siberian, 100 de lei. Haideți cu tigrul siberian. Dacă nu vreți cu tigrul siberian, o poză cu ursul. Din toate vainurile mele, pentru vainul ăsta care urmează acum, am fost cel mai certat de soția mea. Nu-l pune bubu pe net. Ce o să zică lumea? E urât. Dar eu nu văd nimic urât în el. Adică cum să văd ceva urât când este filmat în locul meu preferat, în sanctuarul meu? El numele prășitoi funghii, demon al jihadului maro, încoronat al locul neatins de soare, ieși demone, ieși! Ieși demone, ieși! Gata cu vainurile și pentru ziua de azi. Mă rog, zi. Pentru noaptea de azi. Vă vede ziua. E corect, cam gata și pentru azi. Cam gata și pentru azi. Nu uitați, această emisiune este sponsorizată la greu de cel mai tare cotidian online din Brașov, brașovultău.ro. Tot ce vreau să vă zic e că dacă voi căutați vreo informație, pe Brașovul tău găsiți, cam orice, nu numai din Brașov, din toată țara. E ceva frumos acolo, intrați, vedeți. Bineînțeles și emisiunea noastră este acolo, deci. Găsiți multe lucruri faine, adică. În încheiere, ca de obicei, noi vă invităm să fiți creativi și să nu uitați că simțul umorului este o virtute.